Tamaș pentru Răzvan Raț, care reușește preluarea. Poziție corectă pentru Raț. Raț intră în careu. Raț continuă acțiunea. Mutu, gol! Adi Mutu deschide scorul după acțiune cântătoare a lui Răzvan Raț. Era nevoie de inspirația lui Raț și de momentul magic al briliantului pentru a reuși să înscrie în poarta Bosniei. Splendidă acțiunea pe stânga a lui Raț, o centrare la care Adi Mutu n-a ratat. Al 21-lea gol în meciuri oficiale pentru Adi Mutu și probabil cel mai important al acestei campanii de calificare. Minutul 37. Încă o dată, senzațională centrarea lui Raț cu piciorul drept. Mutu din plonjon trimite de unde a venit portarul și Hasagić scoate mingea din plasă. O jumătate de gol îi aparține însă lui Răzvan Raț, care a gândit și a dus foarte bine acțiunea în partea stângă. S-a cerut offside la Mutu, dar jucătorul Fiorentinei a venit corect poziția.